Haide să îți arăt cât de ușor este să faci o plăcintă în tavă de chec. Avem nevoie de câteva foi de plăcintă, eu am folosit cam 2 foi de plăcintă. Trebuie să le dăm cu puțin unt topit. Am folosit această tavă din silicon pentru chec. Trebuie să tăiem foile puțin mai mari decât tava. Apoi le vom da cu unt topit. Se poate da și cu lapte sau ulei, cu ce aveți. Apoi am creat baza. Vom pune 2 foi. Resturile rămase le vom pune din nou la bază. O vom da cu unt. Apoi începem să facem umplutura. Într-un bol am pus 4 ouă. Am adăugat 100 de grame de zahăr, coajă de lămâie, esență de lămâie. Am amestecat totul foarte bine, cam 5 minute. După 5 minute adăugăm 4 linguri de făină. Încorporăm bine. Vom pune și 300 de grame de brânză de vaci. Brânza este neîndulcită. Am încorporat-o și pe ea. Apoi am adăugat 30 de grame de stafide hidratate în apă călduță. După ce umplutura noastră este gata, o vom pune într-o tavă. Eu am folosit un polonic, mi s-a părut mai ușor. Apoi deasupra am pus din nou foi de plăcintă pe care le-am tăiat mărunt. Am pus din nou umplutură și ultimele foi de plăcintă rămase. Se pot da cu unt, eu am pus puțin zahăr deasupra, am lăsat totul la cuptor la 180 de grade, timp de 40 de minute, trebuie să verificați. Cam așa arată când este gata, o vom lăsa să se răcească. Dacă doriți deasupra mai puteți face o glazură de ciocolată. Acesta este rezultatul final, după cum vedeți acum o vom scoate din formă. Am început să o porționez. Cam așa arată, câteva foi se vor rupe, dar nu este nicio problemă, deja ea este făcută. O porționăm. După cum vedeți arată foarte bine și este un dulce simplu, perfect pentru weekend. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră.